Salut și bine v-am găsit din nou! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un parfum al unui creator sau designer de produse cosmetice și, să spun eu, și articole vestimentare. E vorba de Narcis Rodriguez, ca origine cubanez, dar la nu știu câta generație născută în Statele Unite. Deci are ceva rădăcini cubaneze, dar el este născut în Statele Unite și ca atare este american. Despre Narciso Rodriguez, experiența mea se rezumă deocamdată doar la parfumul de față. Am mai încercat și un alt parfum, dar care l-am dăruit soției mele. Este vorba de Mosc, sau cred că Mosc așa se cheamă. Pentru femei, un parfum foarte puternic, dar cred că nu e cazul să discut despre el acum. Revenind la parfumul de față, For Him, acest parfum se află la al treilea flancăr, pentru că inițial a apărut în 2007, apoi în 2009 a apărut un alt flancăr numit For Him Mosc, iar în 2012 a apărut cel de față For Him în concentrația apă de parfum. Din punct de vedere al compoziției și al notelor care compun acest parfum, este un parfum simplu, însă ca și efect are o ieșire sau o manifestare de parfum de nișă, dacă pot să-l numesc așa. Am mai amintit de el de câteva ori, dar ca să vă descriu un pic notele, deci în note găsim doar mosc, violete și piper roșu. Iar deschiderea parfumului este eruptivă, agresivă, vulcanică, să-i spun eu. Este o deschidere foarte puternică, foarte stringentă. Se simte puternic moscul și violeta. Piperul roșu eu nu-l simt. Probabil că dacă e notat în compoziție se află undeva, dar eu nu-l percep. Însă, după perioada de deschidere, care, așa cum v-am spus, este, să spun eu, foarte agresivă, perioada de bază când parfumul se așează este sublim. Astfel că la 2 ore maxim după ce aplic, iese la iveală un mosc dulce, un mosc cremos, un mosc foarte rafinat, foarte elegant și care dă foarte bine pe pielea unui bărbat. Astfel că trebuie să lăsați la o parte eventualul test pe care, dacă îl veți face pe acest parfum și veți fi induși între ghilimele în eroare de deschidere, așteptați până când parfumul se așează pe piele și își dezvăluie, să spun eu, adevăratul caracter. Pentru că este un parfum pe care eu l-aș băga la categorie parfumuri de nișă, chiar dacă este un parfum de designer. Din ce cauză îl cataloghez ca și parfum de nișă? Păi, în primul rând, că are o calitate a manifestării sau cum se manifestă parfumul, aduce ca și un parfum de nișă. Este un parfum care se transformă, nu e un parfum liniar, plus că are partea de bază, partea de desfășurare ultimă, excepțională, elegantă, rafinată, care îți trebuie și un pic de nas ca să înțelegi exact acest parfum. Astfel că nu cred că va fi un parfum foarte bine primit de către toți bărbații, însă cu siguranță cei care vor avea curajul și bărbăția să-l poarte vor face o figură foarte bună. De ce? Pentru că este un parfum atipic, nu este un parfum cu elemente mainstream, cu elemente care le găsiți în majoritatea celorlalte parfumuri, dar se distinge printr-o notă aparte, moscul, care este executat în acest parfum de nota 10. Adică, rare ori puteți găsi un mosc care să se dezvolte de-a lungul vieții parfumului aplicat pe piele, în așa fel încât să-i dea o notă foarte puternică, o notă foarte suavă către final, o notă foarte rafinată, o notă cremoasă și o notă masculină. Astfel că eu chiar vă sugerez și chiar vă îndemn, dacă aveți ocazia să testați acest parfum, să vedeți cam despre ce anume vă vorbesc. Nu vă așteptați să vă placă, nu vă așteptați să fie dragoste la prima purtare, însă ca și experiență olfactivă, dacă vreți să încercați ceva diferit față de ceea ce se poartă și de ceea ce se
promovează intens, încercați acest parfum. Am înțeles din ce am citit și din ce am mai văzut că varianta de mijloc a acestei ediții, da, For Him, de fapt greșesc, varianta inițială ce a apărut în 2007 a fost creată de un foarte apreciat parfumier, Francis Corgjean, și sunt tentat în cel mai rău caz doar să-mi cer parfumul și dacă parfumul chiar mi se pare deosebit să-și achiziționez. Cam atâta aș avea de spus despre acest parfum. Deci să trec un pic și la caracteristici tehnice, să nu le uit pentru cei care chiar sunt interesați. Parfumul are o performanță deosebit de bună. Pe pielea mea duce undeva la minim 10 ore. Varianta de proiecție intensă este undeva la 2 ore, așa cum am zis, perioada agresivă, perioada eruptivă, vulcanică, când e foarte stringent și foarte radiant. Deci are o proiecție de 2 ore, după aceea se retrage către piele și devine acel musc suav, rafinat, masculin. Deci are o longevitate foarte bună pentru că este și o apă de parfum. Are o proiecție de 2 ore, după aceea se retrage către piele până pe perioada de închidere a parfumului, când nu se mai simte. Deci are o, zic eu, o evoluție destul de bună pentru un parfum de designer. Ca și vârstă, fiind un parfum mai degrabă artistic, nu cred că l-aș încadra la o categorie de vârstă, ci pur și simplu l-aș recomanda funcție de preferințe și de cum îl percepe fiecare bărbat. Deci din punct de vedere al vârstei, oricine e liber să-l poarte și să-l încerce dacă consideră că îi se potrivește. Cu siguranță pentru o persoană, să spun eu, de 18 ani ar fi un parfum total din altă ligă, dar aveți curaj, purtați-l, pentru că asta va face distinția între voi și restul. Ca și garderobă, merge de la un casual în sus, cu siguranță nu încerca să-l purtați la echipament sport sau echipament ultra casual, gen barbecue, pantaloni scurți, sandale. Da, deci un jeans, tricou în sus, foarte bine s-ar potrivi cu acest parfum. Mai multe nu aș putea să vă spun, un preț la el, din ce am văzut, merge vehiculat între 200 și chiar 400 de lei, funcție de locul de unde l-a achiziționați. Cu siguranță pe site-urile de profil veți găsi oferte foarte bune. Ca întotdeauna, luați-vă întâi un eșantion, testați-l, vedeți exact despre ce e vorba, cum se manifestă pe voi, ce simțiți vis-a-vis de el, dacă îl considerați foarte ciudat încât să își facă parte din colecția voastră, pentru că este un parfum ciudat între ghilimele. Așa ceva nu veți găsi în parfumeria masculină decât în parfumurile de nișă. Astfel că pentru un parfum de designer la un preț foarte, foarte bun, să aveți parte de o calitate și de o compoziție de parfum de nișă, chiar și pentru acest lucru ar merita încercat. Închei aici această recenzie și până data viitoare să aveți parte numai de bine. Salutări!